Informația momentului vine din plan politic acum. PNL este dispus să renunțe și să nu-l mai propună premier pe Florin Câțu. Înțelegem că au discutat aceștia și au decis că dacă nu vor avea o majoritate, nu are rost să meargă cu această propunere, cu numele lui Florin Câțu, la consultări. Este alături de noi pentru explicații colega noastră Andreea Dumitrescu. Andreea, bine te-am găsit! Așadar, nu ar fi vorba deloc de o propunere în numele lui Florin Câțu, nici pentru prima variantă, nici pentru a doua, pentru că știm că este foarte probabil acest scenariu? În momentul de față, PNL ne transmite că au decis să nu mai meargă luni la consultări cu o propunere de premier. A fost așa un mic moment de confuzie la PNL. În final, comunicarea acestora este clară. Nu vor avea luni o propunere de premier, deși în partid Florin Câțu beneficiază în continuare de susținere pentru această funcție, însă dat fiind faptul că pozițiile partidelor sunt atât de ferme în ceea ce îl privește pe Florin Câțu, mai ales USR, dar și PSD, mai ales după împărțirea banilor către aleșii locali, unde PSD a luat foarte supărați cei din Partidul Social Democrat. Furie este cuvântul care să descrie starea de spirit din PSD. Și această stare vor merge luni la consultări. Este foarte important. Da, da, asta dacă vor merge, pentru că iau în calcul să nu participe. Dar ca să fie clar, luni PNL, primul partid care participă la consultările de la Palatul Cotroceni, nu va avea o propunere de premier. Deși, aseară, târziu în noapte, tot liberalii deciseseră că îl susțin în continuare pe Florin Câțu pentru funcția de premier și că asta urma să fie propunerea avansată președintelui Klaus Iohannis. Iată că la mai puțin de 24 de ore, poziția PNL se nuanțează. Îl susțin în continuare pe Florin Câțu, dar nu-l mai propun președintelui. De ce? Pentru că văd din comunicarea publică a celorlalte partide că nu are susținerea acestora. A fost demis cu un număr record de voturi, 281 de voturi împotriva sa în Parlament, și niciunul dintre liderii politici a celorlalte partide nu pare să facă nici măcar jumătate de pas în spate ca să lase deschisă o posibilă negociere cu Florin Câțu ca acesta să-și păstreze mandatul de premier. Bun, Andreea, deci asta este de fapt informația momentului, că luni se vor duce cei din Partidul Național Liberal fără o propunere de premier, adică lăsându-l la o parte pe Florin Câțu, nu merge, de exemplu, PNL cu o propunere în numele lui Dan Vulceanu sau Lucian Bode, pentru că au fost unele dintre numele vehiculate în urmă cu câteva zile după moțiune. În momentul de față pare că Partidul Național Liberal îl va lăsa pe președintele Klaus Iohannis să ia pulsul fiecărui partid în parte. La finalul zilei nu ne așteptăm ca președintele să avanseze o propunere de premier, un nume de premier, pentru că în momentul de față cred că doar AUR ar putea avansa un nume de premier. În rest, celelalte partide nu vor avea o propunere. Liberalii ne transmit astăzi că nu vor propune un premier. Socialdemocrații ne-au transmis deja că nu o vor face pentru că ei își doresc alegeri anticipate. USR Plus a spus la rândul său că nu propune un premier tocmai pentru că și-ar dori refacerea coaliției și admit în continuare dreptul liberalilor de a fi ei cei care propun premierul, fiind cel mai mare partid din coaliție. Iar cei de la UDMR așteaptă pe margine să vadă cum se tranșează această dispută între partidele mai mari, urmând să ia și ei parte la această guvernare, oricum ar reuși ea să se creioneze. Spune Constituția, în urma unor astfel de consultări, președintele este cel în măsură să pună degetul pe un nume, pe o variantă de premier după aceste discuții, chiar dacă niciunul dintre partidele consultate nu vine cu un nume concret de premier? Constituția nu este atât de explicită încât să facă o distinție clară între propunerea președintelui la propunerea partidelor, da, sau propunerea președintelui pur și simplu. Constituția îi cere președintelui să se consulte cu partidele, ceea ce va face, și apoi să avanseze o propunere de premier. Ne-ar putea face Klaus Iohannis surpriza de a veni cu un nume, deși niciunul dintre partidele care participă la consultări nu îi avansează acel nume? În momentul de față, Andreea, se cam schimbă, nu? Piesele de pe tabla de șah, dacă toată această situație ar fi o tablă de șah, un joc de șah. În momentul în care dispare numele lui Florin Câțu
din scenariul premierului României, practic se pune din nou în discuție o reconciliere între USR și PNL. S-ar putea întâmpla asta la capătul consultărilor de săptămâna viitoare? Ce crezi? Dacă dispare această propunere de premier în numele lui Florin Câțu? În momentul de față așa pare că Partidul Național Liberal a făcut un pas în spate, neavansând numele lui Florin Câțu la consultările de la Palatul Cotroceni. Îi dă mai mult spațiu de manevră președintelui Klaus Iohannis din această perspectivă. Dacă se va veni cu un alt nume din Partidul Național Liberal pentru această funcție, sigur, va fi exact ceea ce cer cei de la USR Plus, să se vină cu un alt nume pentru funcția de premier, chiar din partea Partidului Național Liberal. Cei de la USR Plus, în schimb, spun că nu va fi suficient, pentru că nu vor să repete experiența trăită cu Florin Câțu. Își doresc și un calendar foarte clar, pe proiecte, deadline-uri foarte bine stabilite pentru a lua anumite decizii, a face anumite reforme, vor ține foarte mult la ministerele pe care le-au avut, vor vrea să aibă un cuvânt de spus în continuare în acele ministere, în privința oamenilor care vor face parte din guvern. Să vedem dacă e posibil în condițiile în care Florin Câțu, chiar dacă nu mai este propunere de premier, este totuși președintele PNL. Exact. Deci chiar are un cuvânt de spus în aceste discuții pe care le-ar avea cu cei de la USR. PSD, spui tu că este foarte posibil să nu meargă la aceste consultări la Palatul Cotroceni, pentru că sunt furioși pe felul în care au fost împărțiți banii din fondul de rezervă, bani cât? 1 miliard de lei, dacă nu mă înșel, exact, redirecționați către primarii din România și un procent foarte mic din acești primari edili PSD care au primit acești bani. Da, la PSD încă nu s-a stabilit exact strategia pentru consultările de la Palatul Cotroceni. Au două variante însă. Fie să nu participe deloc, fie, dacă participă, să o facă alături de reprezentanți ai aleșilor locali. Un președinte de Consiliu Județean, un primar de municipiu, un primar de comună, care să vină și să-i spună președintelui Klaus Iohannis exact care sunt dificultățile pe care le întâmpină în comunitățile lor și pe care nu văd cum să le rezolve din cauza faptului că nu au primit fonduri de la guvern. Sunt extrem de nemulțumiți socialdemocrații pentru că, deși au cel mai mare număr de aleși locali în țară, au primit doar 15% din fondurile alocate de către guvern pentru nevoile comunităților locale din această perioadă. Criza sanitară, economică în care ne aflăm este extrem de profundă. Vine peste suplimentar această criză politică de câteva săptămâni bune și toată lumea se uită cu mare atenție. Când crezi, Andreea, că s-ar putea termina totul la sfârșitul săptămânii viitoare, de astăzi, într-o săptămână, la ce am putea asista? Responsabil din partea tuturor celor care trebuie să ia decizii în această perioadă este ca această criză să se încheie cât mai repede, pentru că un guvern demis, un guvern interimar, are puteri limitate, nu poate să facă multe lucruri care poate vor fi necesare, sigur, în perioada următoare, de la alocări de fonduri la... Două rânduri de consultări săptămâna viitoare, la capătul cărora vom afla ceva concret? După primele consultări, nu cred că vom avea o soluție. Cred că sper că poate după a doua rundă de consultări să existe un numitor comun găsit și un guvern cu puteri de pline. Stabilă. Da, în luna noiembrie, cel târziu, să avem un guvern cu puteri de pline. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență și pentru explicații.